A fost agitație la sediul socialiștilor după ce Maia Sandu nu s-a conformat ultimatumului înaintat de Igor Dodon, prin care acesta îi cerea ca până pe 9 martie să desemneze pentru funcția de premier pe Natalia Durleșteanu, candidata propusă de Alianța Șor PSRM. Astăzi, socialiștii amenință cu mai multe acțiuni juridice care, potrivit lor, ar putea contribui la depășirea blocajului politic din Republica Moldova. Printre acestea se numără apeluri adresate Curții Constituționale, Consiliului Europei, dar și Comisiei de la Veneția. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței executivului politic al PSRM. Ședința executivului politic al PSRM a avut loc în această dimineață la sediul PSRM. Presa nu a fost anunțată însă despre ora la care urma să înceapă adunarea socialiștilor. La sosirea echipei TV8, mașina cu care se deplasează Igor Dodon era deja în fața sediului. Abia peste puțin timp aici și-a făcut apariția și președinta Parlamentului Socialist, Zinaida Greceanei. A expirat ultimatumul domnului Dodon. Ce acțiuni mai hotărâte veți lua astăzi? Acum va avea loc ședința executivului, vom dezbate situația politică, vom veni cu un comunicat de presă. După aproximativ o oră, liderul socialiștilor a ieșit din clădire. Acesta a refuzat să ofere prea multe detalii despre deciziile luate, însă a precizat că Partidul Socialiștilor rămâne ferm pe poziție și pledează în continuare pentru candidatura înaintată de majoritatea Șor PSRM Mariana Durleșteanu la funcția de premier. Nu suntem pentru dialog. Noi insistăm în continuare pe candidatura care a fost desemnată de către majoritatea parlamentară pe data de 11 februarie, adică rămâne aceeași candidatură. Și vom iniția unele acțiuni juridice pentru a debloca situația. Care sunt acțiunile acestea juridice? 5 minute comunicat de presă. A refuzat să ne ofere alte detalii și socialista Ala Dolința, membra executivului politic. În comunicatul de presă emis ulterior, PSRM anunță că în zilele următoare va iniția noi acțiuni pentru a asigura desemnarea candidatei Mariana Durleșteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Printre aceste acțiuni vor fi inițierea unor proceduri prevăzute de Constituția țării, adresări la Curtea Constituțională, Consiliul Europei, Comisia de la Veneția. Se mai arată în comunicat și în timp ce socialiștii spun că insistă pe candidatura Marianei Durleșteanu, aseară aceasta a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook cu mai multe semne de întrebare, în care a sugerat și a îndemnat politicienii spre alegeri parlamentare anticipate. La anticipate este clar pentru toți. De ce jonglați, dragi politicieni? A scris Durleșteanu. Am încercat să aflăm la ce mai exact s-a referit Mariana Durleșteanu și ce a vrut totuși să transmită prin această postare, însă nu ne-a răspuns la mesajul pe care i l-am lăsat. Pe data de 9 martie a expirat ultimatumul pe care Igor Dodon l-a înaintat Maia Sandu și prin care îi cerea președinte să o desemneze pe candidata majorității Șor PSRM Mariana Durleșteanu la funcția de premier. În caz contrar, socialiștii amenințau că vor lua măsuri mai hotărâte, iar funcția de președinte va deveni una de decor, așa cum a fost anterior. Atunci, președinția și-a reiterat poziția, precizând că nu operează cu ultimatumuri, ci continuă să se consulte cu societatea civilă și cu alți actori sociali. Amintim că pe data de 23 februarie, Curtea Constituțională a decis că decretul semnat de Maia Sandu privind înaintarea repetată la funcția de premier a Nataliei Gavrilița este neconstituțional. În aceeași zi, Sandu a dat de înțeles că nu va înainta la această funcție pe candidata propusă de Alianța Șor PSRM Mariana Durleșteanu și că țara își va decide viitorul la anticipate sau la referendum. Ulterior, șefa de stat a precizat că așteaptă data de 23 martie, zi în care se vor împlini 3 luni de la demisia guvernului Chicu, lucru care, potrivit lui Sandu, ar crea circumstanțe de dizolvare a Parlamentului.